Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit să călătorim prin lumea scepticismului. Am spus adesea de la această masă, de la această lavadieră, e aici, am spus adesea că se desfășoară pe la noi prin Mierite ca țară un adevărat război împotriva științei. E un război înfocat, un război pasionat, aș îndrăzi să zic, împotriva științei. Sunt atacate, cum să zic, lucruri care țin de domeniul evidenței. Un singur exemplu dădeam eu, adică am dat mai multe exemple, dar acum am să mă leg de unul singur. O adevărată campanie împotriva vaccinurilor. Anul acesta, în anumite județe ale țării, se refuză în masă vaccinarea. Am înțeles că diferite grupuri insistă, conving oamenii să renunțe la vaccinare, la vaccinarea copiilor. Am înțeles, nu pot să vin acum exact cu dovezile ca tare, dar le caut, le strâng. Luați-o deocamdată cu titlul de ipoteză, nu ipoteză, cu titlul de informație aflată pe surse, să zicem noi așa, că în timpul predicilor de la biserică, oamenii sunt sfătuiți să nu se vaccineze. De altfel, într-una din emisiunile religioase ale televiziunii române, altfel o emisiune interesantă adesea, vaccinarea era considerată ca un fel de joacă de-a Dumnezeu. Se considera că încalci cumva preceptele creștine dacă te vaccinezi groaznic. Se făcea acolo referire la o carte despre care voi vorbi și eu în această emisiune, doar un pic. Dar vedeți dumneavoastră, deja există condamnări la moarte. Deja putem afirma încă de pe acum că în 20 de ani, 10, 20, 25, 30 de ani, vor exista femei care vor muri din cauza că prost sfătuiți fiind părinților au decis că ele nu trebuie să se vaccineze împotriva virusului papilom. O știm de pe acum. Dar deja în zilele noastre se văd consecințele acestui război împotriva științei. Deja există consecințe. Prietenul meu, Alin Corneliu Andrieș, pe Facebook posta un articol dintr-un cotidian din Iași. Cred că ziarul de Iași era. Nu mi-am notat aici. Să vă spicuiesc din acest articol. 35 de persoane au fost diagnosticate cu rujeolă din septembrie până acum. Anul trecut nu a fost semnalat la Iași decât un caz. Boala este foarte contagioasă, rețineți, avem deja 35 de cazuri. Anul trecut un singur caz și vă garantez eu că cu ani în urmă n-ar fi fost niciunul. Vaccinarea aceasta anti-rujeolă se făcea. Boala este foarte contagioasă, iar medicii avertizează că se poate transmite și la adulți. Recomandăm ca persoanele suspecte de rujeolă, ca să vedeți cât de contagioasă este, să ajungă la noi la triaj fără să folosească mijloacele de transport în comun. Ne avem pregătită terapia intensivă. Prin terapie intensivă se rezolvă problemele de rujeolă, spune un medic epidemiolog din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase. Medicii infecționiști atrag atenția că niciunul dintre pacienții cu rujeolă ajuns la spital până acum nu a fost vaccinat împotriva virusului. Rujeola poate fi mortală. Sugarii sunt foarte expuși, deoarece prima doză de vaccin este administrată la un an. Pacienții ajuns la spital fie au refuzat vaccinul, fie nu au știut de el sau pur și simplu sunt sugari care nu au fost imunizați până în prezent. Deși este vorba despre un program național de imunizare, vaccinul antirujiolic nu este obligatoriu. De aceea apar astfel de situații. A precizat profesor dr. Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase,
sublinind importanța administrată a administrării la timp a tuturor vaccinurilor. Cu asemenea situație nu ne-am fi întâlnit în urmă cu câțiva ani. În urmă cu câțiva ani nu începuse războiul împotriva vaccinurilor. Nu începuse această formă de război împotriva științei. Cineva afirma că tocmai succesul medicinei, tocmai faptul că vaccinurile au dus la mișorarea incidenței anumitor boli, tocmai faptul că vaccinul a dus la eradicarea variolei, tocmai acest succes al vaccinurilor a făcut oamenii să fie indiferenți la un moment dat în ceea ce privește necesitatea vaccinării. Nu prea vedeți la televizor emisiuni așa mai lungi, mai privind necesitatea vaccinării. Există asemenea emisiuni, dar sunt relativ rare. În schimb, vedem tot soiul de personaje care spun că vaccinarea este o crimă, că prin vaccinare se supra-solicită organismul omenesc și asta nu poate să cauzeze decât lucrări extrem de grave. Trebuie să ne tratăm noi așa cu plante, cu tot felul de ierburi. Eventual, așa cum vă relatam într-una din emisiunile trecute, cu soluții homeopatice, vaccinuri homeopatice. Oșilococii. V-am povestit eu într-o emisiune. Eu n-am nimic împotriva fitoterapiei sau știu, a tratamentului cu plante sau tratamentului cu ajutorul unor remedii, să le numim noi așa, natural. Câtă vreme eficiența lor e dovedită științific. Câtă vreme eficiența lor nu este susținută numai prin vorbe, numai prin tot soiul de discursuri care, mă rog, de mii de ani se folosesc. Foarte bine, multe mii de ani s-au folosit tot soiul de proceduri medicale. Mii de ani nu s-a știut, de pildă, că trebuie să te speli pe mâini atunci când, eu știu, tratezi o rană. Simplific eu oarecum lucruri. Mii de ani nu s-au știut multe lucruri. Între timp, medicina a apărut. Medicina a devenit știință. Medicina se bazează pe dovezi. Există un război împotriva medicinii. Vreau să vă arăt dintr-o revistă, din aceasta, cu produse naturale, un editorial. Un editorial în care se face recenzia unei cărți. Unei cărți care este foarte mult popularizată pe blogurile mișcării antivaccin din România. Și dacă îmi permiteți un mic comentariu înainte de a vă citi câteva fragmente din acest editorial. Știți ce e straniu? Pe blogurile acelea am găsit link-ul de unde pot să-mi downloadez cartea la care voi face referire imediat. Tradusă în română. Cineva au răbdare să o scaneze, să o facă, să o dreagă, să o bagă, să o introducă într-un format de tip Adobe Acrobat. A avut răbdarea. Nu veți găsi același lucru întâmplându-se cu cărțile, cu articolele ce țin de știință. Nu prea veți găsi. Sunt foarte eficienți în propagandă și în propagarea ignoranței cei care poartă acest cumplit război împotriva științei. Haideți să trecem la editorialul cu pricină. Numele cărții: Vaccinarea, eroarea medicală a secolului. Pericol și inconsecințe. Și iată ce scrie editorialistul, care trebuie să vă mărturisesc că e chiar conducătorul unei companii care produce tot soiul de leacuri, să le zicem noi, naturale. Nu vreau eu să comentez prea mult acele leacuri, dar iată ce ne scrie. Am considerat că orice titlu aș fi formulat pentru acest editorial nu ar fi fost mai semnificativ decât însăși titlul cărții scrise de
lui de Bouvet, prin care lumea să se trezească, vedeți? Cu majuscule mari. E stilul, mă rog, celor care nu știu să își sublinieze ideile, și să-și manifeste oroarea față de cei care au inventat și au promulgat așa zisă metodă de prevenție. Oroarea. Au inventat și au promulgat această așa zisă metodă de prevenție. Eficiența vaccinului, v-am spus, e dovedită și istoric, văzând evoluția diferitelor boli din acestea care sunt molipsitoare, ca să intru eu într-un limbaj așa mai accesibil. Repet, vaccinurile, succesul lor, nu poate fi contestat decât așa, prin cuvinte de tipul ăsta. Lumea să se trezească și să-și manifeste ce? Oroarea față de cei care au inventat, între ghilimele, bineînțeles, și au promulgat această așa zisă metodă de prevenție. Cel mai grav lucru este că în România continuă și astăzi să se refuze la nivelul autorităților cunoașterea adevărului despre vaccin. Unde găsim noi adevărul despre vaccin? În această carte a lui acest domn lui Bouvet? Teoria vaccinului pe scurt. În cazul eventualelor pătrunderi în organismul unui intrus, cunoscut și catalogat, se introduce în corp cu scop preventiv o parte atenuată din acel intrus sau chiar acel intrus în cantitate foarte mică pentru ca sistemul imunitar să reacționeze și să păstreze în memorie reacția sa inițială, putând astfel reacționa mai bine atunci când intrusul va pătrunde efectiv. Da, nimic de comentat. Dar mai departe. Este mai mult ca sigur, scrie prestigiosul editorialist, este mai mult ca sigur că sistemul vaccinărilor, care aduce sume importante producătorilor din lumea întreagă, stă la baza diverselor afecțiuni care lovesc societatea ca urmare a slăbirii sistemului imunitar al indivizilor vaccinați. De unde până unde? De unde până unde? Cum vă spuneam, prin cuvinte poți afirma sau demonstra, între ghilimele, orice. Important este să ai dovada, dovada științifică. Sistemul imunitar, perturbat de diverse și repetate vaccinări, a sfârșit prin a-și pierde memoria și capacitățile combatante native. În concluzie, știința este forțată să recunoască că și această metodă, ca și altele ale medicinei alopate, nu este fiabilă. Deci întreaga, deci ei numesc medicina alopată, exact medicina care se bazează pe dovezi. Deci medicina bazată pe dovezi nu este fiabilă, cu alte cuvinte, nu este un fundament științific și vaccinarea a devenit un comerț și urmează regulile generale ale sistemului capitalist. Întâmplător, anul acesta, tocmai pentru identificarea mecanismelor prin care funcționează sistemul imunitar, a fost acordat premiul Nobel. Cercetările care au fost răsplătite anul acesta cu premiul Nobel tocmai arată, cum să spun, ține de zona aceea medicina alopată, care lor nu le place, mă rog, trebuie o forță vitală cumva care să intre în funcțiune, câtă vreme folosim știința nu e bine, forța vitală e bună la toate și noi pe aia trebuie să o reglăm. Ori, tocmai rezultatele obținute de cercetătorii premiați anul acesta cu premiul Nobel demonstrează încă o dată necesitatea vaccinurilor. Necesitatea acestei proceduri prin care organismul nostru este imunizat împotriva diferitelor boli. Și mai are un paragraf care pe mine m-a îngrijorat foarte mult. Acest editorialist. Se știe astăzi, la 100 de ani după moartea sa, că Pasteur a fost un geniu al trișerii, al plagiatului, al trucării statisticilor, al traficului de influență, al publicității bine regizate, iar diversele sale experiențe vaccinale erau trucate, după cum mărturisesc chiar colaboratorii săi. Această carte stabilește, deci e vorba despre vaccinarea, o eroare medicală a secolului, pericol și consecințe. Această carte stabilește adevărul despre acest personaj și demonstrează, prin studiul principiilor vaccinării, inutilitatea și pericolul vaccinării. Repet, am eradicat variola.
în multe țări civilizate din, adică în țările civilizate de pe această planetă, poliomielita nu mai este întâlnită. Pe la jumătatea secolului trecut erau adevărate epidemii de poliomielită. Nu mai întâlnim așa ceva. Însuși unul din președinții americani suferise de poliomielită. Deci nu ținea numai de eu știu ce nivel de trai, mai știu eu ce. Omul provenea dintr-o familie destul de înstărită, Roosevelt. Toate lucrurile acestea evidente sunt aruncate la coș atunci când este nevoie să porți un război împotriva științei. Și atunci când, eu știu, trebuie să-ți exprimi nu argumente, ci mai degrabă tot soiul de frustrări. Eu am citit, v-am spus, am început să parcurg respectiva carte. Uite, am aici, că v-am spus că mi-am luat-o de pe net, coperta, deci mi-am și tipărit-o, iată, asta e cartea. Asta e eroarea medicală a secolului. Și pe urmă, Pasteur, chimist, nu medic. Am și aflat de unde a apărut această campanie împotriva lui Pasteur. A existat o carte publicată undeva prin undeva prin 95, da, în 1995, o carte apărută la o prestigioasă editură, Princeton University Press, în care erau analizate notițele lui Pasteur și, mă rog, tot soiul de dovezi, să-l numim noi așa, care l-ar fi atacat rău de tot pe Pasteur. Numai că lucrurile nu stau chiar așa. Încerc acum să găsesc exact pasajul, pentru că chiar autorul cărții, fiind criticat în revista New York Times, simte nevoia să răspundă. Și el afirmă, nu găsesc acum exact pasajul, dar el chiar afirmă că Pasteur este, a fost și este un mare om de știință. Că el nu consideră, deci însuși autorul spune, nu consideră că Pasteur poate fi acuzat de plagiat sau de falsificare de rezultate. Ci doar a vrut să prezinte anumite aspecte legate de cercetările lui Pasteur. De ce o fi așa supărați pe Pasteur? Pentru mine, vă mărturisesc că este un mister. Oricum, documentarea mea va continua în ceea ce îl privește pe Pasteur. Tocmai pentru, știți dumneavoastră, eu mă ocup și de zona științei, când în știință unele lucruri nu respectă standardele prin care se obțin dovezile în știință. Vă promit că anul viitor o să dau detalii mai multe privitoare la oarece neconcordanțe găsite în opera lui Pasteur. Și acest Louis de Bruvet este, cum să vă zic eu, a devenit un soi de Biblie a tuturor celor care, cartea lui mai bine zis, a devenit un soi de Biblie a tuturor celor care poartă acest război împotriva științei. Iată un pasaj din cartea lui. Puteam să iau mai multe. Este vorba despre variolă, subliniez, variolă care a fost eradicată, variola care producea în Europa epidemii extrem de grave. Până, La 26 octombrie 1979, Organizația Mondială a Sănătății, după intensive campanii de vaccinare, în special în Africa Centrală și în Brazilia, declară că variola este eradicată. Și într-adevăr, variola este eradicată pe această planetă. Repet, variola producea multe mii și mii și mii de victime.
Totuși, din 1963 în 1973, în 12 țări europene se registraseră doar 391 de cazuri de variolă, rezultând din 28 de surse diferite ale acestei boli. Țările cele mai afectate au fost Marea Britanie și Republica Federală Germania, cu respectiv 145 și 65 de cazuri. În 20 de cazuri, boala venea din Asia și 5 din Africa, regiuni în care există focare, în care existau, bănuiesc, că nu mai există. Între timp ea a fost eradicată, focare epidemice permanente datorată condițiilor de igienă și malnutriție. Deci, repet, variola a fost eradicată. Deci a trebuit să fie vaccinarea continuată și după anul ăsta, 1963, când mai erau câteva cazuri. Motivele sunt simple. Din același motiv în care în România, în urmă cu, eu știu, 10-20 de ani, nu prea găseai cazuri de pojar. Și acum, când a încetat vaccinarea, încep să apară din ce în ce mai multe. Cele 35 de cazuri erau numai în zona Iașiului, în zona județului Iași. Bănuiesc că sunt mai multe. Nu știu, trebuie să mă mai documentez. Vaccinarea trebuie să continue până când nu mai există nicio sursă capabilă să transporte virusul respectiv. Continuă textul. Este textul din vaccinarea, eroarea medicală a secolului 21. A secolului, nu... Cum se poate concepe că în fața unei cifre atât de scăzute de bolnavi de variolă în Europa să se fi continuat vaccinarea împotriva variolei în tot timpul acestei perioade, atunci când aceste cazuri de variolă și aveau originea în afara Europei? Păi tocmai de-aia vine variola purtată din Africa. Trebuie să fie toți, sau populația trebuie să fie imunizată. Sau trebuia, pentru că nu mai e cazul acum, ea fiind eradicat. Se vede bine că vaccinarea antivariolică a provocat mai multe cazuri de variolă decât variola însăși. Acum, nu știu dacă ați prins logica frazei. Nu știu dacă ați prins logica acestui paragraf. Păi unde spune că a provocat mai multe cazuri de variolă decât variola însăși? Vaccinarea a provocat variola? Această boală, și aici urmează concluzia epocală, care este preluată de toți bloggerii aceștia care sunt împotriva vaccinării, deci toți bloggerii care poartă războiul acesta împotriva științei. Această boală n-a fost eradicată datorită vaccinării, așa cum pretinde Organizația Mondială a Sănătății și vaccinaliștii. Un fel de, mă rog, vaccinaliști, vă dați seama, are un sens peiorativ aici. Ci din cauza modificării condițiilor de viață și igienă din țările industrializate și, într-o mai mică măsură, în Africa și în Asia. Întrucât anumite regiuni ale acestor continente aveau încă focare infecțioasă, deoarece condițiile de viață nu evoluaseră. Păi nici acum n-a evoluat în multe regiuni din Africa și din Asia condițiile cu mult mai mult în ceea ce vrește condițiile de viață. Să aduc aici aminte Etiopia, să aduc eu aminte zona Somaliei, zone întinse, cu populații relativ numeroase, care trăiesc în condiții greu de imaginat și pentru un secol XVIII și pentru un secol XIX. V-am dat doar un exemplu din această carte. Am de gând chiar să, cu ajutorul dumneavoastră, vă rog să mă ajutați, să demontăm capitol cu capitol. Pentru că această carte, care, v-am spus, a devenit un soi de Biblia celor care poartă un război împotriva științei în ceea ce privește vaccinurile, nu este o carte care se bazează pe argumente. Și pe tot felul de afirmații, pe tot felul de lucruri scoase din context, este o carte în care se apelează mai degrabă la sentimentele oamenilor, la spaima oamenilor, la ura oamenilor, la neîncrederea oamenilor. Dar la rațiunea lor, nu. Nu știu acum versiunea inițială, versiunea originală. Am să încerc să găsesc și versiunea originală. Dacă are vreo listă bibliografică. În asta românească, aia pe care tocmai am downloadat-o de pe net, n-am prea găsit referințe. Sunt foarte importante referințele. Pentru că, în primul rând, mă mai documentez și eu. Mai aflu și eu lucruri noi. Lucruri interesante. Și al doilea rând, văd dacă lucrurile pe care le citează el în carte dintr-o anumită sursă sunt citate cum trebuie.
Pentru că eu cunosc foarte bine metoda pseudoștiinților. Se referă la o sumedenie de lucrări, ca să fie că mai multe suntem încurci în ele, dar când verifici pe tanda comanda, constați că nu prea există corespondență. Că de fapt textele sunt trunchiate, că de fapt în nu știu ce studiu, să zicem, spunea că 2 plus 2 fac 4, dar el va ceta că 2 plus 2 fac 5 și alte ce tâmpiți sunt oamenii de știință. Cam ăsta este stilul, îl cunosc prea bine. De ce am insistat asupra acestui război împotriva științei în ceea ce privește vaccinurile? Repet. Vor muri oameni. Vor muri oameni. Și iarăși îmi exprim regretul pentru faptul că emisiunile de televiziune, cele medicale, nu își găsesc timp pentru a discuta despre vaccinuri, pentru a discuta despre importanța vaccinurilor și care să răspundă acestor aberații referitoare la slăbirea sistemului imunitar datorită vaccinării. Dar, mă rog, de altfel, personajul din care am citat din prefață l-am văzut la emisiune la televizor mânându-i unui medic, dar aștepta sfârșitul emisiunii, că nu mai era decât 30 de secunde. El, de fapt, asta vrea să arate, cartea. Eroarea, uite, domn, uite, cartea e nemaipomenită, ia-o. Ăla n-a mai avut timp să spună, omul nu știa despre ce e vorba. Medic fiind, chiar bănuiesc că nu-și imagina că o carte care conține atâtea aberații mai merită comentată. Eu știu, nu știu, mi-e greu să... Dar oricum, metodele propagandistice le înțeleg eu foarte bine. În păcate trebuie să mă opresc aici cu această emisiune, dar nu-i nimic. Ne vom întâlni săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră al dumneavoastră, Cristian Român.